Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Petrolul a început excelent partida cu Ripensia și a reușit să deschidă scorul în minutul 11. Vaiuși l-a depozitat pe Koulibaly și a șutat perfect fără speranțe pentru rus. Lupii au mai mușcat odată înaintea pauzei. Puștul de doar 19 ani, Mario Brato, a executat senzațional o lovitură liberă care l-a păcălit pe golkeeperul oaspeților. Petrolul a învins-o pe Ripensia cu 2-0 și a urcat pe primul loc în clasament. Sincer să fiu, am vrut să centrez pe bara a doua. Sunt fericit că mi-a ieșit și am ajutat echipa să urcăm pe primul loc. Sunt bucuros că am reușit să câștigăm. Sunt bucuros că am reușit să punem 3 puncte la clasament, era foarte important. Și am depășit ceva psihologic pragul ăsta cu locul întâi, pentru că echipa asta s-a mai aflat în posibilitatea în anii precedenți să ajungă pe primul loc și tot timpul au clacat.